Salut și bine ați revenit cu drag la profanai cu probleme de matematică la geometrie. Tema pentru acasă. 1, 3, 4, 6, 7. Pornim cu 3 și 7 la sfârșit. În ipoteză că e geometrie, da. Problema 3 de la pagina 154. Fie triunghiul ABC, măsura unghiului BAC, 90 de grade. Triunghiul ABC, măsura unghiului BAC, 90 de grade. AO mediană. AD perpendiculară pe BC. Cu O și D aparținând lui BC. Dacă AO egal cu 12 cm, măsura unghiului AOD 30 de grade. AOD, da? Da, 30 de grade. Să se afle lungimele segmentelor OD egal cu DC AD AC AB. Ce tablă curată. Da, e oglindă. Nici o făzurată. Aici suntem la teorema catetei. Suntem la? La teorema catetei, da. A pus și teorema lui. Da, le aveți pe toate. Deci, facem un triunghi în A. Da. A, B, C. A, O, mediană. Mediană. AD perpendicular pe BC. AD perpendicular pe BC. O și D sunt pe BC. AO de 12. Înălțimea, da? Nu, AO. AO, pardon, mediană. De 12. AOD, AOD, unghiul ăsta de 30 de grade. Înseamnă că AD 60. AD câte? Cât e de mare AD dacă... E cât AO. Nu, AD. AD e 6. E 6. Totdeauna, cateta care se opune unghiului de 30 de grade într-un triunghi dreptunghi, e jumătate din ipotenuză. Jumătate din 12, 6. Putem să și punem ca și rezultat, domnul profesor. AD aici, 6, da? 6. 6 centimetri. Așa. 10 lucruri mai putem prinde. Ce mai știm noi? Într-un triunghi dreptunghic, mediana e jumătate din ipotenuză. Adică AO, jumătate din BC. Înseamnă că BC e? 6. BC e 12. BC e 12. Adică OB este 12 și CO tot 12. Înseamnă că BC e 24. Da? Deci BC o avem de aflat cumva? Nu, nu, dar o avem pe OD. Pe O, nu pe OD, de pe O, o C, na, nu avem. O, C și O, B, nu avem. Avem OD. OD trebuie să aflăm, da? Bine, o să vedem. Mai mergem un pic. Da. Triunghiul A, O, B, ce fel de triunghi este? Isoscel. Isoscel. Corect.
Bun. Și unghiul ăsta cât de grade are așa? 150. Corect. Da, 150. Acum, despre astea două, nu aș putea să spun, adică să fac împreună 15 grade și 15 grade, da? Bine, hai să zicem și 15 pentru mai așa. Dar unghiul ăsta câte grade are așa? 60. 60 obligatoriu, da? Da, da. Că 9, 30, 90, 60. Câte grade are ăsta de aici? Are... Păi să vedem. Păi 60 cu 15, 75, 180 minus 75. 90 minus 75. 90 minus 75, 15 la din an. Deci 5, sus în an. Ăsta are 15 și ăsta câte are? 75. 75. Dar pentru că 15 și cu ăsta fac 90 de grade, da. Nu trebuie văd dreptunghic, deci ăsta ar fi 75 de grade. Bun. După ce am discutat toate chestiile astea, să vedem ce am putea folosi aici. Teorema înălțimii. Înălțimii. Odată, înălțimea AD, AD la pătrat, AD pătrat, am aflat-o. Este egal cu cine? AD pătrat. AD pătrat egal cu C de ori de B. C de ori de B. Și cum C de e C O minus... C de plus DB o știu cât face. C de plus DB. 24. Da. Deci, hai să folosim chestiile astea. Deci, teorema, demonstrați. Teorema înălțimii, cum zici, TI, cum ziceți acolo? Da. Da? Înseamnă AD pătrat egal cu CD ori DB. CD ori DB. Iar asta ar fi echivalent, cu ar spune că CD ori DB, CD ori DB, egal cu 36, da? Iar CD plus DB este egal cu 24. Și avem două relații, în CD și DB, și care ne descurcăm acum. CD trebuie să o aflăm. CD ni se cere. Da, da, de ce se cere? Păi CD egal cu CO minus DO. CD egal cu? CO. Nu, nu, dar din astea două relații. Din astea două relații, Miro. Hai să lucrăm pe astea două. Cum mai propune să lucrăm aici? Păi să scoatem pe CD din a doua. Scoatem pe CD din a doua, da? Deci ar fi că CD de aici egal cu 24 minus DB. Și ce vine? 24 minus DB, totul de mulțit cu DB, egal cu 36. Echivalent. 24... DB, ziceți 24 DB. 24 DB. Ori DB pătrat. DB, da. Minus db pătrat. Minus db pătrat, corect, da? Corect. Db, minus db pătrat egal cu 36. Echivalentul. Hai să ducem totul într-un singur membru. În partea aceea să apară și db pătrat. Db pătrat. Minus 24 db. Plus 36, egal cu 0. Da. Asta înseamnă că... Ar fi interesant să fie un pătrat perfect, dar nu este. Noi. Mă gândeam un pătrat perfect, că făceam un calcul la algebră. Dar știi, ca să fost așa, pătrat e perfect, am db da. Pătrat, 36, 6 la a doua. Dar nu, ca să strângem. Dar nu merge Miro, că de două ori prima parte, 2 db, ori partea a doua, ori 6. 12 ar trebui. Dacă era 12,
Dar e... Ca să ne folosim din teorema catedei, că nu degeaba suntem la teorema catedei. A, așa, o să încercăm să vedem. Am încercat-o pe asta, nu ne-a ieșit, mergem pe catedă. Teorema catedei, care e? CA la a doua egal cu CD ori DO. CA, totul la a doua egal cu? CD ori DO. CD ori? DO, într-un cu că AO. Deci CA pătrat egal cu CD ori CB. Că trebuie să luăm dreptunghi. Toată e ipotenuza. Da, da. Deci, AC pătrat. Am înțeles că am crezut că CA o e dreptunghi de asta. Nu, nu, nu. CAB, da. CA la pătrat, CD ori DB. CD ori DB. CD ori BC. CD ori BC. De acord. Și știm ce au știm. Pe BC îl știi? Pe BC îl știm. Pe CD nu știm. Nu. Și nici pe AC. Și nici pe AC, da. Dacă ne ducem pe AB pătrat, aceeași problemă avem. Ce să-mi vină mie să minte să fac aici? ADB. ADB e tot dreptul, domnul profesor. Dar tot nu știu, nu? Deci, ce două numere adunate să facă 24 și înmulțite să facă 36? Avem două numere adunate să facă 24 și înmulțite să facă 36? Găsiți voi două numere? Adunate să facă 24? Nu, da, adunate să facă 24 și înmulțite să facă 36. 6 ori 6 e 36 și 6 plus 6 e 12. Nu. Da. Îi pătrea perfect aici, măi. Deci, dacă m-aș gândi să formez, că asta trebuie să, ca e quasi gradul 2, poți să găsi rădăcină și să vedem ce idee ne vine ca să o putem da la nivelul lor. Și deci DB 1, 2 egal cu 12 plus minus 144 minus 36 supra, nu? Supra 1. Și egal cu 12 plus minus radical din cât ar veni aici? 6 din 14, 8, 108. Deci nu, sunt numere iraționale. Da. Hai ne complicăm destul. Da. Dar mai luăm încă o dată. Da, aici deci, AD pătrat egal cu CD AD pătrat CD ori DB, nu? Da. AD pătrat CD ori DB. Și CD plus DB este egal cu deci n-ați făcut teorema Pitagora. Nu, încă nu. Nu, mai ai teorema cate. Să ne legăm din unghiul ADO, domn profesor, că ai tot dreptunghi, că avem două, o ipotenuza și o cate o cunoaștem. Să-l aflăm pe DO. Pe DO da. De aici. Ca să-l facem după aceea pe CD prin diferență. Păi, DO de unde să-l prind din către unghiul ADO? E dreptunghi. E dreptunghi, sigur că da, știu pe DO, dar n-am Pitagora, aici se mă necărește. Da, asta a catete DO egal cu? Păi, DO, dacă ar fi din unghiul ăsta dus, da, din unghiul drept, deci nu am, nu am... Să văd... Deci numai teorema catetei îmi spune să folosesc. Catetei, da. Deci AC pătrat egal cu CD ori DB și AB pătrat... Ori BC, a zis. Ori BC, ori da. BC, corect. Și pe BC îl știm. Da. Dar nu știu AC. Nu știu, pe aceștia aveți. Pe aceștia și pe alte. Deci mai rău la muncă dată. A, O, C, I, S, C. Care? A, O, C, A, O, C. De ce să fie I, S, C? Pentru că O e congruent cu O, B și O, B și O e congruent cu O, C. Deci astea sunt triunghi S, C, știu. A, O cu C, O. Asta știi.
Deci s-a dus înălțimea de... Au câinii sostenit. Da, da, gata, 12 și 12. Totdeauna, mediana e jumătate de nimic, poate nu să știm asta. Au e 12, ce o 12, 12 și o B. De O. Dacă aș folosi Pitagora, de O l-aș găsi rapid, că din 12 pătrat minus 36 pătrat. Și radicalul 108 de O, așa. Este un număr irațional, totuși, nu. Cred că aici este o... Sunt obligat să folosesc teorema. Dacă mă duc cu teorema catete, hai să vedem așa. AD e radical din, așa cum am pus noi, radical din AD la pătrat, o folosit teorema înălțimii. Sigur că da. AD la pătrat, deci AD e egal cu radical din BD ori DC. AD... E radical din CD ori... Da, bine. Fără să folosim. AD și 6 egal. E radical din 2. Și atunci au folosit, conform teoremei catetei, AC e tot radical din DC ori BC. Deci AD este CD ori DV, da? Și AC este CD ori BC. CD ori BC? Da. Radical din... Bine. Deci dacă zici așa, AC egal cu radical din... DC ori BC. DC ori BC. Egal cu radical din 6 ori 24. Radical din... 6. Deci din 6. Păi de unde știu că DC e radical din 6? Care e o dată? 6 radical din 2. Zice că AD e 6 radical din 2. Și rezultă... AD e 6... Radical din 2. BD zice că e 12 și DC 6. De ce AD nu, AD nu e 6? De unde ne știu nouă că AD este 6? De ce am zis? AD ne-a dat el în ipoteză, nu ne-a dat un... AO este 12. Așa. Și cateta o pot uza. A 6 e jumătate din ipoteză. Atunci de ce AD e 6 radical din 2? AD egal cu... Aici, de ce zice că e 6? Da, cum e... De ce zice că e 6, domn profesor, aici? De ce zice că e 6? 6? Păi de ce? De ce asta așa micuță? Da. Păi dacă ar fi... N-am niciun motiv să fie 6. Încă o dată, hai să vedem. DO egal cu OC și egal cu 12. BO egal cu OC și egal OC cu 12. Egal cu 12, cum am și spus. Și egal și cu OC. Da. Și pentru că BC e 24, rezultă că DC e 6. BC e 24. Le împărți ce? Între unghiul A, OD, măsura unghiului D e 90 de grade. A. O, D. O. D. Da, măsura unghiului D 90 de grade. Da. Măsura unghiului O, A, D. O, A, D. 30. Păi de ce O, A, D e 30? Dar unde îți spune așa? O, A, O. A, O, D ai zis aici. Mi-ai dat de greșit aici atunci. Măsura lui A, O, D, 30. A, O, D. Păi AOD 30 aici vine. Și tu acum mă duci aici. Păi așa zice la sfârșit. Înseamnă că e o greșeală. Înseamnă că e o greșeală, domn profesor. Da. Asta este. Aici. Deci el a zis AOD. El aici a zis AOD. AOD și îmi trebuia OAD, nu? OAD. Înseamnă că e greșeală la enunț. Da, da, da. Dacă e OAD aici de 30 de grade. Acolo e 30, acum altfel merge. Nu se rupe, gata. Gata. Deci a fost o greșeală. Câtă vreme OAD e de 30 de grade, da? Deci asta e de 30 de grade, Iruna, atunci OD este jumătate din
Deci, jumătate din DO, din AO. A, DI 6. Acum asta este de 6, da? Da. Și cum știm că aia toată de 12, înseamnă că și CDI de 6. De asta, acum se rupe toată problema. Problemă. Da, da. Deci 6 e de 6. Da. Și atunci, într-un triunghi în care, cum este ACO, înălțimea pică la mijloc, că CD e de 6 și DO de 6, înseamnă că triunghiul ăsta este ce fel de triunghi în care înălțimea pică la mijloc? Isoscel. Atunci AC este cât AO. AC e cât AO? Păi, Miruna, uite cum se întâmplă. Deci apare așa un triunghi. E triunghi echilateral atunci, că AO e cât și cât AO. De ce? Exact. Deci se întâmplă așa, că AD, ăsta e O, ăsta e CO, da? Da. Și DO este cât OC, 6 și 6. Cât CD. Da? DO e cât CD. Da. Și atunci, într-un triunghi în care înălțimea pică la mijloc, asta AD a fost înălțime, da? Da, da. Înălțimea pică la mijloc, triunghiul ăsta ce fel de triunghi este? Isoscel, neapărat, da? Da. Deci AO, fiindcă AC, deci 12, 12, și toată asta e 12. Deci triunghiul este echilateral. Da. De fapt, ne dăm seama că aici, dacă e 30, ăsta e 60. Corect. 60 ăsta, deci... Asta a fost greșeala. De ce? Nu eram... Am fost blocat pentru că... Era greșeala în problemă. Dacă nu uităm la sfârșit, nu le dăm seama. Nu. Nu pornea problema decât exact. Dacă mă duceam cu Pitagora. Exact. Nu aveam cum să mă întoarc înapoi și reluăm cu modificarea aceea. Deci greșeala. O are de 30 de grani. Da. Deci, hai să zicem așa. Cu măsura unghiului OAD, OAD, egal cu 30 de grade, rezultă atunci că OD. OD. Așa. Și spunem că AO este dat în ipoteză. Da. AO. 12. Egal cu 12 centimetri. Rezultă că OD. Și rezultă atunci că OD. E jumătate din ipotenuză. OD. Egal cu 12 pe 2. Și egal cu 6 centimetri. Păi înseamnă că AD nu mai e 6, domn profesor. Da. A, de nu mai este 6. Nu mai e 6. Să ștergem și la... Știți că noi am pus la concluzie acolo 6. La concluzie, domnule. Aici și aici, da. O, D, I, 6. O, D, da? Am o, D, I, 6. O, D, egal cu 6. Da. Și atunci... Ce de am, am scris tot 6? Din ce motiv? Din ăsta. Ce O toată? Exact. E 12. Ce O egal cu 12. DO, adic, DO egal cu 6 cm. Și atunci rezultă că CD egal 12 minus 6 egal cu 6 cm. Am aflat și CD, să scrie și la CD. Da? CD o avem undeva aici, da? 6. 6 cm. O mai avem pe AD, AC și AB. AD. AD egal cu CD ori DO. Scriem teorema înălțimii. Exact. AD la a doua. AD, totul la a doua, egal cu CD, CD, CD ori 6 ori DB. Ori DB, nu ori DO. CD ori DB. B, Miră. Da, da. CD ori DB. Și CD este cât de mare? 6. 6 ori DB. Care este toată, era... 24 minus 6. 18, 18, nu? 18, da. Ori 18. Și egal cu... AD egal cu... 108, nu? 60, da, 108. 108. Și radical. AD egal cu... AD egal cu radical din 108. Da. Mai degrabă lăsăm radical din 6 ori 18. 6 ori 2 ori 9. Da. Și iese un... De fapt, 6 e 2 ori 3. Da, și iese... Și iese... 3, 6 iese. 3, 2, 6, da? 6 ori 3. 6 radical din 3. 6 radical din 3 e AD. Deci AD e 6 radical din 3. Acum AC. Acum teorema catetei.
AC, A, C da. La a doua egal cu C, D, C, D ori B, C. Ori B, C. Deci A, C, totul la a doua, A, C, cateta la pătrat, da. Egal cu C, D, C, D, ori toată ipotenuza. C, D, ori B, C. Sau C, B. Egal cu C, D-ul care eu știu 6, ori B, C, 24. 6 ori 4, 24. 6 ori 2, 12. 12 egal 2? Nu, păi... 144. Păi dacă e 144, e pătrat perfect. E pătrat perfect. AC egal cu 12, nu? Și acum AB, tot din teorema catetei. Și AB, pe de altă parte, AB pătrat. Cu cine egal are? AB pătrat egal cu BC. Da, da. BC. OC ori DB. Ori DB. Adică BC-ul. Egal cu 24 BC-ul. Ori 18. Ori 18. Da, adică egal cu... AB radical din 24 ori 18. Da, AB egal cu radical de 24. Adică 24, 6 ori 4, adică 6 ori 4, ori 2, ori 9. Da. Și 9 iese un 3 în față și vine radical din 6, ai zis, 2 ori 3, ori 4, 2 la 2, da. Ori 2. Și egal cu 2 la 2, ori un 2 de aici face 2 la 3, așa cum 2 de aici, 2 la 4 și este un 2 la 2, da. Adică 4 ori 3, 12, s-a radical din 3. Deci a B ne-a dat 12 radical din 3. AC am aflat, frate. Am aflat o AC 12. 12. Și AB 12 radical din 3. Și terminat, ești. Nu uita de la și șeși. Vedeți, înseamnă greșeală? Mai și corectăm probleme. Da, pe aici trăgeam de problemă. Ce nu mergea? Cu unghiul ăsta de 30 de grade m-a obligat să fac Pitagora. Fără Pitagora nu puteam mișca. Corect. Uitați, băi. Relațiile cele care CD și DB în modusul lui coazi gradul 2 și nu îmi dădea, nu obțineam valori de astea întregi, exact. Ci erau iraționale și iarăși era o problemă. Ea putea fi făcută problema și în varianta aceea, doar cu teorema Pitagora. Cu Pitagora o făceam, da. Da. Da, da. Dar cum n-ați ajuns, era o greșeală. Și bine că am sesizat. Era latura, lătura unul din 90 grade, nu dată din ipotenuză. Care? Latura? Latura alăturată. Cateta opusă. Cateta opusă. Unghiului din nou, de 30 de grade. Cateta opusă, unghiului 30 de grade. Deci la unghiul de 30 de grade, latura care, cateta care se opune e jumătate din ipotenuză. Știi cum se demonstrează asta? A de O. Uite, Mirona, dacă asta este triunghiul, să zicem, dreptunghic, și asta este unghiul de 30 de grade, cum arătăm că asta care se opune e jumătate din ipotenuză? Păi ducem mediana A, B, C și triunghiul ăsta care ia naștere, aici asta e cătasă totdeauna. Putem dovedi și asta se poate arăta. Dar unghiul ăsta de câte grade este aici? Deci ăsta este un unghi de 60 de grade. Și acum, sunt într-un triunghi isoscel. Echilateral. Și o devine echilateral. Corect. Și atunci, asta de aici e cât asta de aici. Dacă poate sunt egale, deci ea e jumătate din ipotenuză. Corect. Da, asta este. Încă o dată, insist ca să înțelegeți bine. Deci, tehnica de care arăta asta e simplă. Duc mediana. Mediana totdeauna e jumătate din ipotenuză. Și cum dirul? Noi merg în cap atâta. Și formez un patrulater, care e cel puțin patrogram acum. E și patrogram. Pentru că diagonalele s-au înjumătățit. Deci, AO cu O, M, să zic aici, sunt egale, da. Da?
am mai mers încă o dată O mâncât AU, am dus-o eu simetricul. Dar fiind mediană CO este cât OB, figura în care diagonale sunt, se înjumătățesc paralelogram. Din paralelogram și paralelogramul cu unghi drept dreptunghi. E dreptunghi. Și iată că într-un dreptunghi diagonale sunt egale. Corect. Deci au M cât CB și atunci cum pe AO am dus-o cât o M încă o dată, înseamnă că au AM este cât CB, iar AO e jumătate din AM. Corect. Da? E jumătate din AM. Adică jumătate din CB. Corect. Deci mediana e jumătate din ipotenuză. Totdeauna într-un trig dreptunghi. Asta este demonstrația. Într-un trig dreptunghi, mediana adusă din vârful unghiului drept este jumătate din ipotenuză. Da. Bine. Problema 4. Așa. Avem în ipoteză triunghiul DF cu măsura unghiului DF 90 de grade. Deci avem o altă problemă, să vedem de acele. Câte probleme avem? Mai avem încă 3. Pe 4, da? Da, pe 4. Da, în ipoteză. Triunghiul DF, 3 probleme. DF. Măsura unghiului DF 90 de grade. DF egal cu 90 de grade. EG perpendicular pe DF. EG perpendicular pe DF, scrie DF, adică la aparține lui DF. Cu F G aparține. Aparține lui DF. Și DG supra GF. DG supra GF, da. GF egal cu 3 pe 4. Egal cu 3 pe 4. Dacă DF egal cu 28 cm, să aflăm în concluzie lungimile segmentelor. DG egal cu DG egal cu GF egal cu EG egal DF egal cu EG. F egal cu și DE egal cu. Deci DG e primul, GF e al doilea, domn profesor. GF. GF. GF e al doilea. Facem repede un triunghi dreptunghic în E. Să fie sigur că a venit. Facem repede un triunghi. Da, de în E, domn profesor. A? Nu, cu D, E, F, Bori. D, E, F, D. Și eu, Iesus, da. D, E, F. F. Așa, E, G, perpendiculară pe D, F. E, G, da. Da. G. Și DG supra GF 3 pe 4. DG supra GF 3 pe 4. 3 pe 4. Adică toată a fost împărțită în 7. Da, și DG e 3 și GF e 4, nu? Da. Trebuie să le aflăm pe DG și pe GF acum. Și acum DF o știm toată, DF e 28. Da, deci DF e dat în problemă. Da, da, da. Da. Și putem să spunem că DG plus acum DF facem. Exact. Deci D, G, G, D, G, supra, D, F, supra G, F, supra G, F, de-o probleme. G, F, da, da. E 3 pe 4. G, E, egal cu 3 pe 4. Și facem derivate, și de sub, nu? Da, și adunăm mitori la numărător. Da. Deci, D, G, D, G, plus, G, F, G, F, supra, G, F, egal cu 7 pe 4. 7 pe 4. Echivalent. DG plus GF este DF. DG plus GF egal cu DF. DF. Și egal cu 28. 28, da, da. De unde rezultă aici? 28 supra. DG. 28 supra.
gf egal cu 7 pe 7 pe 4. Și de aici scoatem repede de gf și aflăm. Da, și gf. Gf este egal cu 4/28 pe 7. Pe 7, simplificăm. Prin 4, 7, 4, 16. Gata, l-am aflat pe grupul, 16. Și atunci, prin diferență, DG 12. DG 12. Deci, GF 16. GF 16. Și prin diferență, rezultă 12. Și bun. EG la a doua egal cu DG ori GF. Scriem teorema înălțimii. La a doua. Da. Deci, e G. La a doua este egal cu D, D, D. La a doua egal, nu, EG egal cu radical din 12 ori 16. Deci EG egal cu radical din 12 ori 16. 12 ori 16. Iese. Egal cu 4 la 3 ori 3, adică 4 la radical din 12. 4. 4 la 3, nu iese 4. Iese un 4 la 10, da. Dar iese și un 2 de aici. 4 la 2, 8. 8 radical din 3. Că 12 și 4 la 3 mi-e rână. Da, ori 4 la 2, 4 la 3, ori 3. Da, da, 4 la 3, lasă pe 4 deși, din 16. Și pe 4 acela care îți iese, da. E 2 la 2, ca să îți iese și 2 ori 4, 8. 8 radical din 3. 8 radical din 3. 3. L-am aflat pe EG, 8 radical din 3. PF. 8 EG. Radical din 3. Corect. Acum, F egal cu D. Teorema catetei acum. Da. F la pătrat. Egal cu... F la pătrat egal cu D, G, G. Cu cine e egal? F la pătrat cu G, F, ori D, F. G, F, ori D, F. Ori D, F. Și pe G, F îl știm, domnul profesor? G, F, cât este? 16. 16. Ori DF, care e 28. DF, toată 28. 28. Da. Și atunci iese imediat F egal cu radical din ele. 16. Ori 28. 28 și iese 16 liniștit 4. Iese 4, da. Și mai rămâne din 4 ori 7, 28, iese un 2. Iese un 2 și cu 4. 8, 8. Radical din 7. 8 radical din 7, corect. Deci F, 8, radical din 7. Și D e la a doua, e D, G, ori D, F. D e la a doua, cateta asta. D e la a doua. Te rog să spui, Adi, tu. D e pătrat egal cu D, G, ori D, F. Ori D, F. Egal cu D, G, 12, ori 28. 12 ori 28, da? Da, adică 2 e egal cu radical de 13 ori 28. Păi 12 4 ori 3 4. Și aici e 4 ori 7. 4 la 2 înseamnă 4, nu? Da, 4 da. Radical din 3, nu, din 21. 3 ori 7, 21. Și am aflat. E și un 7 aici, Adi, și un 3, da? Și un 7 și un 3, 7 ori 3, 21. Deci 2 e egal cu 4 radical din 21. Deci a fost ora de aplicare a catetei, teorema catetei, teorema înălțimii și proporții derivate. Da. Deci, asta a fost o problemă. Problema 6, de la pagina 154. 6. Deci 6. Asta avem între unghiul ABC, măsura unghiului BAC 90 de grade. A, B, C. Măsura unghiului BAC 90. 90, da. AD perpendiculară pe BC. Pe BC, cu D aparține lui BC. AB egal cu 20 cm. A, B. 20. Centimetri, BC 25 cm. Să se afle lungimile segmentelor, în concluzie, BD, CD,
AD, AC. Facem repede un drum de care copii? Dreptunghiul. În ce unghi? În A. În A. A, B, C. AD perpendiculară pe BC. Acum o știm pe AB, domn profesor, 20. AB 20. Dar și toată BC 25. B, C, toată. Toată 25. Așa, 25. Să aflăm pe restul. Păi dacă știm o catetă și ipotenuza, AB pătrat. AB pătrat egal cu CD ori DB. AB pătrat egal cu BC ori DB. Păi da. BC ori DB. Deci da. AB pătrat egal cu DB ori BC sau BC da. Ori DB. Da? AB o știm. AB s-a pătrat. 400. Da, egal cu BC toată o știm 25. 25 ori DB. DB. Deci este DB. DB. 400 supra 25. Și împărțim printr-un 25 când merge. Chiar și 25 merge. 4 ori 4, 16. 16, da? Da, da. Și termina pe DB. DB 16. B 16. Bun. Ce A la a doua egal cu putem să spunem că AD pătrat egal cu DC ori DB? AD pătrat egal cu CD ori DB. Da. Dar nici pe CD nu știm, nici pe DB. A, nu știm? Ba da, DB am aflat acum 16, domn profesor, și aia prin diferență. Și asta e prin diferență, da? Da. Aia e 9. 9. Da? 9 și 16. Atunci zicem AD, așa e bine. Cum ai spus, AD pătrat egal cu CD, CD ori D, B. Deci rezultă că AD, AD egal cu radical de 9 ori 16. Da. 9 16. Fiecare este de sub radical. 3 ori 4 egal cu 16. Da, AD e 12. CD cât am zis este 9. CD 9, AD 12. 12. Mai avem pe AC. AC. AC egal cu D ori D, B. AC pătrat. AC egal cu radical, adică. Da, AC egal cu radical din CD ori DB, adică AC egal cu radical din 9 ori 16, adică tot 12. Ba nu, AC este CD ori BC, domnul profesor. AC egal cu CD, CD ori BC. Ori BC. Nu, ori DB. Ori BC. Ori BC. Ori BC. CD ori BC. Și BC este 25. 9 ori 25, nu? Da, și este amândouă și 3 ori 5 e 15. 3 ori 5 e 15. Atenție, Adi, da? Da. 15. Și cu asta am făcut și problema. Da, 6. Acum problema 7. Da. Vedeți, dacă ne grăbim, le facem pe toate. Și ne întoarcem la 1. Da, și ne întoarcem la 1. ABCD este un paralelogram. Acum e paralelogram. Tot următoarea? Acum mă uit. 43. 43. Dar pot să o opresc. Da. Da.